multe din cele două. Cele două că măsura unghiului. BMA. BMA sau MBA? BMA. E B. Unghiul care e M ne trebuie. Păi nu, noi am avut așa. Arată că unghiul MBA este 60 de grade. Așa, MBA. Măsura lui MBA egal cu 60 de grade. Și din asta, din care ai două unghiuri de 60 de grade, rezultă că al treilea... Că măsura triunghiului BMA, da. Este egal cu 60 de grade. Egal cu 60 de grade. Și de aici rezultă, fiindcă unghiul acela are măsura de 60 de grade, tot unghiul are 180 de grade. De aici... Spun că unghiul AMC e egal cu 180 de grade. Deci, măsura, știm AMC egal cu 180 de grade. Și atunci, din astea două, este că unghiul care interesează pe noi, BMC este egal cu 180 de grade. Unghiul BMC, măsura lui BMC, e egal cu 120 de grade. A, și punctul a fost, punctul A a fost rezolvat. Punctul B. Păi în punctul B vom arăta că MA este secantă. A, da. Așa, un pic, la ora revenind. Eu sunt renovatul. Deci, aici era A. Da. Și trebuie să arătăm că MN bisectoare pe BMC. Așa, ăsta era punctul. Da. Păi vom lua că A, B și MN paralele. Deci spunem că A, B paralelă. A, B paralelă cu MN. A, B paralel cu MN, da. Și acum vom spune că AC secantă. Da, și AC secantă. Atunci rezultă din cele două că... Din cele două rezultă că unghiul CMN. CMN, da, unghiul CMN. E congruent cu unghiul. E congruent cu unghiul MAB. 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 Deoarece sunt corespondente. Așa, corespondent. Și cum MAB, știm, măsura lui MAB. Măsura lui MAB. Da. Egal cu 60 de grade. Din cele două reiese că... Din cele două reiese că măsura lui CMN este tot 60 de grade. Măsura lui CMN egal tot cu 60 de grade. Iar tot unghiul CMN... Și de aici va rezulta că MN bisector. Nu. Adăugăm de sub că măsura lui CMB dinainte, am arătat, nu? CMB egal cu 120 de grade. Egal 120 de grade. Din cele două rezultă că unghiul NMB este tot 60 de grade. NMB. Măsura unghiului NMB este egal tot de 60 de grade. Exact. Și rezultă că MN bisectoare. Atunci MN? Bisectoare. MN bisectoare. Bisectoarea cărui unghi? Unghiului BMC. BMC. Vezi? Raționamentul am dus la capăt și problema fost rezolvată. Sigur, tot așa de bine, puteai să iese cam de asta. Da. BMC. Haideți să... mergem mai departe. Alte probleme, te rog. Fie triunghiul echilateral ABC
și de mijlocul lui AB. Deci în ipoteză avem lungul echilateral. ABC echilateral. Cu D mijlocul lui AB. D aparține lui AB, așa încât AD congruent cu DN, DB. AD congruent cu DB. De acord. Și DE perpendiculară pe AC. DE perpendiculară pe AC. Ea aparține lui AC, nu? Da. E aparține lui AC. Se cere A. M, măsura lui BDM. Măsura unghiului BDM. BDE, mă scuze. BDE. Și B. DC egal cu 2DE. DC egal cu 2 de E. Yeah. Trebuie să facem un triunghi echilateral. Da. Toate laturile sunt egale și toate unghiurile sunt egale. Și așa zic. Da. Și dacă am duce înălțimea din oricare vârf, s-ar întâlni într-un punct. Ia, înălțimea este și... Înălțimea este și bisectoare, și mediatoare, și mediană. De toate, da? Da. De oricare am duce. D pe A, B. Mijloc. D. Am înțeles, așa am început. Și ce este? Crezi tu ce dă dacă am dus-o? Cum este în mod sigur? Mediană. Pentru că... Mediană cu mijlocul. Cu mijlocul. Este și înălțime. Este și înălțime, este și mediatoare, este și bisectoare. Și acum de întâi zice perpendiculară, zi e pe AC. D e pe AC. Deci din D, perpendiculara pe AC. E. Să se găsească unghiul B, D, E. Da. B, D, E. Așa este unghiul așa. Am dus perpendiculara aici. Da. Păi... Ca să aflăm unghiul B, D, E, putem să luăm spre comparare. Da. Triunghiurile B, C, D. B, C, D. Și C, E, D. C, E, D. Ți se par că ar fi congruente acestea? Ai știu tot? Că C, D, latură comună. Da, o secundă. Ce, de ce este în triunghiul ăsta? Ce e D? Cum se cheamă latura care se pune unghiul de 90 de grade? Ce fel de triunghi este ce e D? Este triunghi dreptunghic. Dreptunghic. Și cum poate numi ce D într-un triunghi dreptunghic? Latura care se opune unghiului de 90 de grade, cum se numește? E
Ipotenuză, da. Ipotenuză. E cea mai mare. E cea mai mare. Ăsta două se numesc catete. Deci e dâșcuie câsât, numesc? Ipotenuză. Catete. Și ce de ipotenuză. Triunghiul ce de b, ce fel de triunghi este? Tot dreptunghic. Dacă este dreptunghic. Aici e cateta. Vezi? Aici cateta cu ipotenuza celuilalt. Nu se poate. Da. Deci, ca să le iei spre comparare triunghiile acestea, nu intră în discuții, nici nu merita să te oprești, pentru că dacă ăsta e din 90 de grade și ăsta e din 90 de grade. Dar păi cum? Faptul că au o latură comună pentru un triunghi este ipotenuză, pentru celălalt este catetă. Și nu cape. Deci triunghiile nu sunt congruente. Nu te obosești să încerci să arăți că sunt triunghiile congruente, că nu sunt. Păi știu că știm ce? Când ne aflăm în problemă și nu pornește problema, zic și mă, e începem. Păi ne uităm în ipoteză. Ce știi? Triunghi echilateral. Da, păi echilateral. Poate un triunghi de 60 de grade. Nu degeaba. Deci, încerc să spun, măi, ăsta e de 60 de grade. Ăsta e de 60 de grade. Nu degeaba echilateral. Putea să, deci nu o să se întrecă legare. Deci trebuie să mă leg de asta. Apoi am dus, am unit vârful cu mijlocul. Ce știi tu când faci treaba asta? Când se formează un unghi de 90 de grade. Aici 90 de grade, că așa stai și mediatoare și înălțime, da? Și bisectoare, adică unghiul ăsta câte grade are acum, sigur? 30 grade. 30 și 30. Deci tu în clipa asta începi să forfeci problema și să spui, domnule, nu degeaba mi se dau toate acestea. Păi, unghiul E este 90 de grade, CD este 90 de grade. Și de acolo, dacă este 90 de grade, rezultă că unghiul CDE este 30 de grade. Și ca să aflăm CDE, CED este 90 de grade. CED e de 90 de grade, sigur așa. Da. Și după aceea știm că unghiul CDE este de 30 de grade. CDE e de 30 de grade? Da. Ce motiv ai? Păi știu că măsura unghiurilor într-un triunghi este de 180. Da. C este 30 de grade, E este 90 de grade și 120 din 180 scade 120 și rămân cu 60. Păi dacă e la 90, sunt 60 cu 30, fac 90. Da? Păi atenție multe. Deci, 60 de grade. Asta e de 60 de grade. Și cum știu că în partea cealaltă era de 90 de grade, adun 60 cu 90 și îmi va da 150 de grade. S-a făcut. Deci, vezi? Ce a făcut? De ce nu porneai? Te-ai dus să arăți concrete triunghiurile. Degeaba încercai, nu aveai nicio șansă. Trebuie să mă uit în ipoteză. Asta e. Deci învățăm că tot din timpul tot se face din ipoteză. Deci vedem ce se dă în probleme. Suntem foarte atenți. Ni se cere unghiul ăsta. Eu aș mai altă soluție mai vezi? Deci am văzut-o foarte bine ca fiind pe varianta asta 60-60-60. Bisectoare 30-30. 90-90. 160. Puteam să spunem că unghiul BDA este de 180 de grade, da. Scădeam 60-60, 120. De ce 60-60? Nu. I-am zis că ăsta tot e alungit. Da. Trebuie să scazi cu ăsta, dacă le știi pe ăsta. Păi da, știu pe ăla. Pentru că știm triunghiul EAD, știm că DEA este 90 de grade, da. Unghiul EAD este 60 de grade, cum acelea formează 120 de grade, 190 cu 60, 150, și de aici rezultă că EDA
Este de 30 de grade. Sigur. Deci era live-ul ăsta de 30 de grade și gata, problema din 180 de 30 fac 150. Deci o altă soluție. De ce egal cu 2 de? De ce? 2 de e. Hai să scriem soluția. Da, la prima. La prima și când ne gândim la, da? Mm. Hai să vedem. Măsura lui DB este egală. Și începem acum demonstrația. Da, demonstrația de acolo. Da. Cum vedem dacă este? Facem prin care metodă cu... Am două ori redactor, da? Okay. Una din ele. Triunghiul. Nu, ADB este un de 180 grade. ADB. ADB. Dar de acolo plecăm. Hai să plecăm. S-a dat în figură triunghiul lateral. Tot ce ne dăm ipoteză. De acolo plecăm. Să dăm drumul la problemă. 60-60 de acolo le-am spus noi. Păi, da? Știm deci, că... Deci, zicem, triunghiul. Hai, vorbește. Triunghiul A, B, C, echilateral. A, deci rezultă? Deci rezultă cu toate unghiurile. Adică da. Unghiul A, măsura unghiului A. Măsura lui A. Egală cu congruent cu măsura lui B. Egal cu măsura lui B. Nu-i congruent. A, egal cu măsura lui B. Egal cu măsura lui C. Egal cu măsura lui C. Și egal cu 60, și egal cu 60 de grade. A, cum este la 60 de grade, o spun triunghiul. Spunem că... De toate ipoteza trebuie să vreau să spun că unghiul AD este de 180 de grade. După asta arăt că EAD se află cu unghiul EDA este de 30 de grade. Deci nu o să vezi că 130, sunt 250. Dar nu fructifică nimic. Nu știi de ce... Scăzi pe 30. De ce scăzi tu pe 30? Pentru că unghiul este de 180 de grade. Asta tot a fost așa, 180 de grade. Păi dar trebuie E, D, B. Dar uite că D era în mijloc, trebuie să-l valificăm. Până ajungem acolo, deci avem pași de parcurs. Trebuie să spui tot ce am gândit. Trebuie de datat acum. Profesorul nu poate vedea decât ceea ce-ai scris tu. Mâna n-are cum să-și pătrundă mintea ta. Deci spunem ce? D aparține lui AB. Nu? D aparține lui AB. Cu tensiunea ca D. Așa. De desubt, triunghiul ABC echilateral. Da. Echilateral. Atunci, ce este CD? CD care nu este vârful cu mijlocul? Mediatoare, mediană. Este mediană mai întâi, da? Mediană, CD mediană. Da? Și... Da? Din cauza că e mediană, ea este și mediatoare, și înălțime, de toate, da? CD mediană și mediatoare și înălțime, da? Mai clar redactam așa. Mediană, ABC echilateral, și atunci rezultă că CD e perpendicular, că asta mă interesa, CD e perpendicular pe AB. Și asta înseamnă că dacă CD e perpendicular pe AB, unghiul, măsura unghiului. Ce? DB este de 90 de grade. CDB e egal cu 90 de grade. Și acum arătăm că... Tot noi am dus. D e perpendicular pe... D e perpendicular pe... D e perpendicular pe... Cine? CA.
Ce? Atunci? De aici rezultă că cum să arătăm măsurile unghiurilor. Din cauza că am dus pe pancreas, măsura unghiului D, E, A, măsura unghiului D, E, A, nu așa? Da. Egal cu cât? Egal cu 90 de grade. Corect. De desubt adăugăm măsura lui E, A, D. Măsura lui E, A, D. Este cât? Este de 60 de grade. Așa, din ipoteză, nu? Da. Și din cele două rezultă că măsura lui E, D, A este egală cu 30 de grade. E, D, A egal cu 30 de grade. Și de desubt adăugăm că măsura lui A, D, B, tot. Este egal de 180 grade. A, D, B, egal 180 de grade. Și din cele două ne reiese că... Că unghiul. Măsura lui E, D, B este egală cu 150 grade. Egal cu 100, 180 minus 30 și egal cu 150 de grade. Vezi? Am arătat măsura unghiului acesta de 150 de grade. Mai aveai și soluția cealaltă în care arătam că unghiul EDB se compune din EDC și CDB. CDB era 90 și EDB l-am găsit ca fiind 60, după raționamentul că e CD bisectoare, împarte pe cel de 60 în două, 30, 90, 60. Și atunci 60 cu 90 fac 150. E cea de-a doua soluție. Da. Haideți să ne ducem până la punctul B. Da. Să vedem punctul B cum îl face. Cum arătăm noi că CD îi de două ori e D? Mediana. Unde? Mediatoarea. Acolo că a unit vârful cu mijlocul. Mijlocul cu I. C cu D. Unghiul A, C, D cu mijlocul I, A, B. Și mă gândesc că perpendiculara din D. Nu, mai așa. Mă gândeam să spun că perpendiculară din D pe AC egală de ori cât CD, dar n-am ce să arăt. Deci, nu uităm că avem de arătat că D e, este jumătatea lui CD sau... Sau CD egal 2 DE. CD egal cu 2 DE. Tu vrei să duci perpendiculara din D? Da. Nu, mă gândeam să arăt că DE, dacă a ajuns în mijlocul AB, sigur este mai mică decât CD. Și tu când că... Da, nu, de o idee... Când zici sigur așa, trebuie să ai argument, o teoremă, ceva care să te ajute. Nu sigur așa, ca și cum spui pe cuvântul meu, că așa simt eu. Nu? Trebuie să avem argumente. Oare CD ca segment are și el un mijloc? Există un mijloc al segmentului respectiv? Hai să zicem că l-am găsit mijlocul lui CD cu un punct să notăm noi cu... Am tot încărcat aici cu P. Deci mijlocul lui CD îl notăm cu P. Noi trebuie să arătăm că CD este cu DE. Dar CD nu-i de doar CP? CE.
CD, nu de două orice, dacă e pe ăla, nu la mijloc. Eu pot să spun că CD ba, da. E cât de două ori de P. Da. Sau de două ori C. P. Da. Pot să spun asta, da? Da, putem. Deci, în loc de CP, poți să spui 2 de P. Da. Și noi ce trebuie să arătăm? Cam uitat. Că de E este de două ori CP. Nu, CD. Cine? De E. Da. Trebuie să fie de două ori CD. Păi nu e așa. Da. De ce de două ori de E? De ce de două ori de E? Păi să vede. De ce? Să fie de două ori cât asta. Păi, da. Nu știu ce am zis, cred că... Ai zis Tomaindas. A. A fost dată. Dar insist. Vezi? A arăta că de ce e de două ori, ca și cum aș lua segmentul ăsta de E, să pun o dată și încă o dată. Păi da, dar eu nu știu nicio măsură. Păi nu ca măsură să-l măsurăm câți centimetri are. Da? Ci pur și simplu ca lungime. Da. A spune că CD este de două ori de E, înseamnă că... E, D trebuie să... Ca și cum aș spune, da, așa, trebuie să-ți cuprindă de două ori. Da. Și cum eu am zis că D-ul la mijloc, la ce le duce acum? La ce aș reduce problema? Că pe P l-am găsit, există un punct unic. Mijlocul segmentului. Tot trebuie să arăt că PD este cât e D. PD cât e D. Asta ar fi. Adică ce fel de triunghi să fie ăsta? Iată un triunghi magic care am văzut acolo. Echilateral. Poate chiar echilateral. Deci eu acum mă strâng să arăt că ăsta e cât ăsta. Și dacă am și unit, ar fi grozav să fie chiar echilateral. Mie nu trebuie să fie și cât e P. Dar dacă îi, fac mai bine. Păi, da, ce fel de triunghi este oare E, D, P? Păi, nu știm doar că unghiul EDP este de 60 de grade. Care? E? EDP. E de pe... E de 60 de grade. Asta de aici, da? Da, așa. 60 de grade. A, știu. Ce aici? Mai știm că P se unește cu mijlocul lui el. P știm din mijlocul lui CD, da. Da, da. Din vârf. Din, deci, vârful E se unește cu P. Adică, într-un fel, EP ar fi mediatoare, mediană, bisectoare și... EP? Da. Nu. Triunghiul e pe ăsta, da? Unește vârful cu mijlocul, este numai mediană. Da, pentru că nu știu dacă este... Deci nu știu că e triunghiul isoscel, adică e de mă cât e, cât, nici într-un caz. Catetele acestea nu sunt egale, care formează un ghil drept. Oare ar trebui să arătăm că ED este cât ce, cât PD, ori trebuie să arătăm că unghiurile de la bază sunt congruente. Deci să arătăm că e... PD este cât PD, dar noi nu știm asta, asta ne se cere. Dar... Asta ne se cere. Da, dar noi ori trebuie să aflăm laturile, ori trebuie să aflăm că unghiurile de la bază sunt congruente. Așa. Știm doar că unghiul... Unghiul acela... Ar fi 100... Ar fi 180 minus 60, ne-ar da 120. Și ar trebui ca unghiul la bază să fie amândouă cât 60. Asta deja? Da. Noi știam că data trecută, unghiul CED era de 90 de grade. C e de, de 90 grade. Sigur că da. Poate să spunem că E, pe, E, adică am fi iau de o parte aici ca să poate intercate figura și urmă obosit. Deci uite așa ești. Triunghiul ăsta e dreptunghic. Vezi?
unghiul ăsta e de 90 de grade, ăsta este punctul G, ăsta este punctul C, și D aici. Și punctul aici, P. P. Știu că ăsta e de câte grade, am spus, de 30 de grade. Ăsta e de 60 de grade. Și de 90 de grade. Am unit vârful cu mijlocul, nu? Aici. Da. Am punctul P. Și acum trebuie să arat... Păi dacă unim vârful cu mijlocul... Ce este? Median. Median, atât. Păi, dacă nu, dacă unim vârful cu mijlocul, din mijlocul vârfului. Mijlocul vârfului. Vârful cu mijlocul e median. Da, dar mă gândesc că F, da, ar face ca unghiul C, E, D să-l împartă 90 la 2. E, și bisectoare. Mă gândesc că dacă pleacă din vârf, da, și ajunge fix pe mijlocul laturii. Ma dacă e triunghi social. Deci când e triunghi social, mediana e și bisectoare. Deci nu pot să spun că e bisectoare asta, îl împărți în două. Nici vorba. Nici nu-mi convine să fie așa. Păi dacă luăm spre comparare, dacă spunem că CPE este triunghi, nu? Și C, deci, să-ți puțin că acum se gândește. Nu pot să spun că unghiul C, P, E este de 90 de grade. C, P, E, yeah, e de 90 de grade, pentru că e de pe mijloc. Se poate să fie dacă e de 90 de grade, nu? Se poate. Hai să vedem. Ah, păi știu că... Nu, nu, da, nu. Hai să desenăm un dreptunghi. Mai facem un pas. Este o problemă foarte interesantă, dar trebuie să o rezolvăm, trebuie să găsim soluții. Uite, dacă facem un dreptunghi și... Hai să spunem, ca să corespundă ca și G, D, C și aici F. În triunghiul acesta, diagonale, da? Diagonale într-un dreptunghi. Ce știi despre diagonale într-un dreptunghi? Formează patru triunghiuri. Da, sunt jumătățile astea. Diagonale sunt jumătățile. Formează patru unghiuri opuse la vârf. Și formează patru unghiuri, da? Două de două congruente, opusă la vârf, așa este. Ei, acum, totdeauna latura asta și cu asta sunt egale, sunt jumătăți laturile. Adică, dacă aș mai fi prelungit-o încă o dată pe asta, ca pe atâta, ca să... Adică, exact, încă ca pe atâta, și aș fi obținut punctul simetricului E. Da? Simetricul lui E, să-l notăm cu F. Figura asta care ia naștere, după ideea de mai înainte, figura asta ce este? Un dreptunghi. Un dreptunghi. Și ce știm? Că într-un dreptunghi, diagonalele astea se înjumătățesc. Ca asta, eu am mers încă ca pe atâta, da? Jos. Deci am pus figura asta, am pus-o dedesubt. Triunghiul ăsta drept.